Sticla este un material care, ca și comportare, se aseamănă destul de mult cu oțelul până în zona de curgere. Deci e un material care este făcut să lucreze liniar elastic, este izotrop, dar are o cedare fragilă. Ca și caracteristici de material, modulul de elasticitate este 70 de gigapascal față de 210 cât are oțel. Deci este la o treime de oțel. Deci, practic, elementele astea din sticlă se concep mai mult ca un element metalic decât ca un element masiv de beton. Deci vom lucra cu niște gorosimi foarte subțiri de element și atunci elementele structurale pot oricând să flambeze. Deci, sunt foarte rigide, iar rezistența iar este foarte mare. Asta e o rezistență teoretică de 800 de megapascal, o rezistență la întindere pentru o sticlă elementară, cea mai banală sticlă, acea float glass, o sticlă călită, este undeva la 45 de megapascal. Deci, e un beton extrem de bun. Sau, comparativ cu un 200, S235 din oțel, deci, e o cincime din ce duce oțel. Acum, evident, problema esențială este spargerea. Deci sticla cedează casant, ceea ce înseamnă că trebuie să o proiectăm în elastic. Aici vine cumva provocarea. Deci noi trebuie sticla să o proiectăm în domeniul elastic. Nu aproximez eforturile, ci trebuie să le știu exact sau să lucrez suficient de acoperit. Deci dacă la oțel avem un palier de curgere și atunci nu contează, a nimerit mai mult, se plastifică un element, redistribuie la celălalt sub efort constant, se deformează, se alungește, nu mai revine înapoi, dar nu e tragic, nu cedează. La sticlă, când a atins tensiunea critică, s-a spart. Dar acum și la sticlă lucrurile sunt interesante, în sensul că, deși o să o proiectăm în domeniul elastic, cu o comportare liniară elastică, dacă lucrăm cu elemente foarte înalte, svelte, cum ar fi acei stâlpi de la magazinul Apple, atunci trebuie să intrăm în teoria deformațiilor mari. Deci va exista o analiză neliniară geometrică. Deci nu e neliniaritate de material să formeze articulații plastice, ci este o neliniaritate geometrică în care contează foarte mult deformata. Ca să fiu un pic clar, e vorba că aplic o forță pe un stâlp și o aplic un pic excentric. Fiindcă o am un pic excentric, se dezvoltă un moment de ordinul 2 care îmi strâmbă un pic stâlpul. Forța, deci el e stâlpul și un pic excentric. Și începe să-l încline. L-a înclinat odată forța, dar acum forța, aceeași forță care nu s-a ușurat, doar a împins în stâlp, are un nou braț de pârghie. Fiindcă stâlpul s-a deformat și din deformație am o excentricitate mai mare, am un moment suplimentar. Și atunci el ajunge pe o zonă de echilibru, în calculul ăsta neliniar, în care am deformații mai mari, deci stâlpul s-a dus mai mult, dar forța cu care se încarcă este ceva mai mică. Și atunci este vorba de un calcul neliniar geometric care este relevant la panouri svelte. Deci cum aveți panouri de 5 metri în mall-ul, vitrina la magazin, are un panou svelt și trebuie analizat în domeniul deformațiilor neliniare. Balustrada nu e sveltă, e destul de scurtă, în raport cu grosimea e în regulă. Și ea are prin algoritmii săi, are calcul de ordinul 3, deci de neliniaritate geometrică, și o poate rezolva. Ce o să facem noi este o combinație neliniară și vă arăt cum se face și ea. Și aici eu sunt un pic din studii, care e diferența între calculul liniar și cel neliniar. Deci în calculul liniar se supraestimează puternic eforturile, la fel când discutăm la elemente svelte, în care deformația este comparabilă cu grosimea elementului. Deci pot să am un element care să-mi reziste, dar să fac o săgeată mai mare decât e el ca grosime. Veniți-vă la o tablă care poate voala. Deci acolo, când începe să voaleze, intră în alt domeniu, nu mai este liniar elastic. Iar trebuie acel calcul, că altfel apar niște tensiuni imposibile, adică aici ar fi niște tensiuni măsurate în laborator față de niște tensiuni anticipate în calcul. Cam asta, așa, cu o mică introducere. Sticla este cansantă. Ea este considerată cumva izotropică ca proprietăți, dar nu e deloc omogenă.
Deci, practic, cum se formează sticla? Într-un cuptor se adaugă siliciu, aveți aici oxid de calciu, oxid de natriu, magneziu, iar ele, aceste elemente, nu cristalizează. Deci, ele se prind amorf. Ele se prind la întâmplare. Faptul că sunt așa depărtate și prinse la întâmplare, permit razelor de lumină să treacă printre și atunci e transparentă sticla. Deci, practic, ăsta e și un motiv de ce e transparentă sticla. Dar, în același timp, nebunia asta, care nu are o structură cristalină cum are oțelul, o face să cedeze imprevizibil. Deci, se ia o tensiune minimă la care ar ceda, statistic vorbind, în cea mai defavorabilă poziție a așezării moleculelor. Deci, ăsta e motivul pentru care ea, dacă s-a așezat prost, s-au fugit, au alunecat binuțele astea într-o direcție, nu se mai pot restabili, că nu e o structură. Pleacă fisura și se propagă destul de aleator. În practică, nu o să se folosească o sticlă obișnuită. Deci există o metodă prin care faci sticla să aibă și rezistență post-cedare. Și asta este prin sticla laminată. Deci sticla odată topită are și anumite procesări, pentru că sticla trebuie procesată din fabrică. Deci, mai ales pentru o sticlă pretensionată sau sticlă laminată, nu putem da găuri după ce a ajuns la șantier, că se sparge. Există niște tensiuni diferențiate, că se răcește o față, se răcește exteriorul mai rapid decât miezul, ca să aibă o pretensionare a fețelor, să aibă o rezistență mai mare. În clipa în care am băgat burghiul, se eliberează tensiunea și s-a spart sticla. Deci toate găurile trebuie date de la început în fabrică. Și la fel muchiile trebuie tratate în fabrică. Nu iau și șlefuiesc muchia că e trasă la sticlă, că se sparge. Toate etapele astea de prelucrare îmi afectează foarte mult rezistența, prezența golurilor, prelucrarea și trebuie ținut cont în evaluarea rezistenței finale astea. Îți va arăta și după ce normativ se lucrează. Deci dacă o să căutați chiar pe Google Structural Glass, Design sau Report sau Code, o să vedeți că există un manual pus gratuit la dispoziție de Joint Research Center în care se fac studii după ce reguli se proiectează în lume. Și sunt diferite norme în Germania, în Austria, în Cehia, sunt mai mult norme de bune practici sau indicații, cam ce dimensiuni minime, cam unde se poziționeze prinderile, niște reguli cam de conformare. Nu sunt toate de calcul, alții au și relații de calcul. Și se caută să se dezvolte un neurocod. Și o să apară un neurocod, acum sunt revizii eurocodurilor, o să apară o actualizare eurocodurilor și la următoarea revizie o să lanseze eurocodul 11, cel de sticlă structurală, care are la bază aceste prestandarde 16612 pe 13474. Cumva prestandardele astea, le căutați pe Google exact ca numele găsiți. Nu sunt încă comercializate de ASRO sau protejate, dar stau la baza viitorului cod. Sticla am împărțit-o în trei categorii, cumva așa va arăta modulul, știi, după ce rulați instalarea. Instalarea e cu next, next, next și gata, durează câteva secunde. Este sticla monolitică, care se mai folosește din când în când, adică o singură foaie de sticlă, care poate fi sticlă de tip float sau călită. Este sticla cea mai obișnuită, găsiți la orice furnizor, și este într-o singură foaie, deci pot să am sticla obișnuită călită sau pretensionată, se numește, la Saint-Gobain se numește securit. Diferența între sticlă călită și sticlă securizată este că sticla securizată se obține printr-un proces de răcire mai rapid. Se răcesc mai repede fețele exterioare, rămâne miezul cald, și atunci apare o tensiune. Deci se dezvoltă o pretensionare, niște eforturi de compresiune la fața exterioară a sticlei. Deci toată fața dă să se comprime de la răcirea rapidă. Și există tensiunea prin care fețele exterioare dau să se comprime. În momentul în care fața exterioară este solicitată la moment, după cum e distribuția de sigma, încearcă să se întindă zona asta pretensionată, care încearcă, de cum s-a răcit, este sub presiune sub efort de compresiune. Când apare întinderea, primul lucru, întâi se consumă efortul de compresiune, s-a relaxat fața asta a sticlei și abia apoi intră pe capacitatea de întindere. Rezultatul e spectaculos. De la undeva, coeficient de siguranță
să ajungă la 25 de megapascal, esența unei sticle obișnuite călite, asta pretensionată ajunge la 90 de megapascal. Deci este mult mai rezistentă, trei ori cel puțin mai rezistentă, dar are un avantaj, nu e un dezavantaj. În cazul în care se sparge sticla asta securit, de la tensiunea aia pe care v-am descris-o, se face în cioburi foarte mici, ceea ce e foarte bine. Deci dacă sticla se face în cioburi mărunte, rănește mai puțin. Gândiți-vă, se sparge o balustradă la etajul 3 dintr-un mall, într-o curte de aia de lumină, să cadă cioburi mici e mai bine, e o condiție de protecție. Bun, asta e foarte rar, se folosește într-un singur strat. Acum o să vă deschid un pic orizontul și o să vedeți că peste tot, dacă duceți la plajă, vedeți balustrade de sticlă, la orice spațiu comercial se folosesc balustrade de sticlă, o să vedeți că sunt două straturi, se văd foarte clar că sunt două straturi cu o folie între. Folia asta se aplică într-o autoclavă, de unde se face și beceaua. Deci autoclava e un cuptor unde se aplică un tratament termic și presiune. Deci se pun folii foarte subțiri, sub 1 mm, 0,71 mm de polivinil butiral, se așează straturile acestea, se pun în autoclavă, se lasă un timp și produsul se alipește perfect. Și practic e un sandwich care poate avea mai multe straturi. De așa o să vă arăt, o să facem la piscina aceea, că nu ne ține din două straturi, o să punem mai multe, vedem câte. Straturile astea conlucrează. Și în funcție de tipul de încărcări, îmi dau un răspuns pe o sticlă monolită echivalentă. Deci, practic, prin folia asta se transmite un efort tangențial către celelalte folii. Dar nu se comportă ca și cum am două panouri unul lângă altul. Se comportă un pic diferit, deci rezultă o rezistență echivalentă mai mică sau o grosime echivalentă pentru monolit mai mică. O altă categorie este sticla izolatoare, care este cheie în zona de directivei 2020 cu clădiri verzi, pentru că foarte multă căldură se pierde prin geamă. Și atunci, dacă se folosesc triplu strat, ele au o protecție mult mai bună cu acest gaz, deci se poate chiar controla dacă dorim să, prin aplicarea unui tratament electric, curent electric, se poate stabili opacitatea sticlei, încât să mențină căldura iarna sau să, oricum, și reflectă influența vara. Deci să, ori pe de-o parte sticla e reflexivă și reflectă căldura, dar poate și preveni să fie ca o barieră. Deci obțineți mai rapid o certificare verde dacă se folosesc geamuri triplu strat sau dublu strat izolatoare. Se păstrează mai bine. Acum, doar câteva mici caracteristici ale sticlei și după aia trecem la exemplu. Arată foarte bine, deci dă senzație de modernitate, e cel mai folosit la închiderea clădirilor, se pot face compartimentări de spații comerciale și dă senzația de spațialitate. Asta e de fapt secretul la sticla, e un birou micuț, dar CEO-ul vrea să fie și înăuntru, vrea să-i vadă și pe toți și se închide cu sticle, e o formă în care se câștigă spațiu. Așa iluzie, se curăță super ușor sticla. Și aici e o problemă, de fapt. Dacă e prea curățată, se pot întâmpla accidente. Dacă observați în birou, tot timpul se pun sigle și benzi, că altfel dau toți cu capul de ele. Bun, se poate lamina, presa de diferite prelucrări în etapa de producție, nu emite nimic în mediu, se poate colora. Cu tratamente, rezistă ca oțel aici, chiar mai bine. Izolează electric. Deci mulți izolatori de astea de înaltă tensiune sunt făcuți din sticlă, izolează termic și izolează chimic. Gândiți-vă că toate eprubetele cu paharele Berzelius sunt din sticlă făcute, tocmai că sticla nu e atacată chimic. Se curăță ușor, ziceam, și este foarte ușoară în raport cu rezistența. Deci se apropie deja de conceptul unei structuri metalice, încă el e foarte subțire și are o rezistență mare. Dezavantajele sunt că e scumpă, nu prezintă ductilitate, automat costuri de securitate sunt mai mari, fiindcă când vezi peretele ăla de sticlă, te gândești să dai cu cărămida și să furi ce se vede acolo. Și automat, da, e mai vulnerabilă la seism, la vandalism, că v-am zis, tentează că se vede ce e acolo. Și de asemenea execuția este foarte riguroasă, cum vă ziceam, găurile și elementele de poziționate foarte precis să nu apară concentrator, că nu se mai pot ajusta golurile odată făcute.
Și e mult mai complex de calculat. Trebuie și analiză în geometric neliniară, sunt specializat. Dar, în orice caz, asta cu scumpul, ok, este scump, dar dacă se cere, se face. Și atunci, dacă voi, ca proiectanți, nu vă gândiți la metri pătrați sau timp de lucru, ci vă gândiți la răspundere sau importanță. Gândiți-vă ce înseamnă sticla pe acel pod din China, care atrage milioane de turiști. O vedeți și o facem împreună de la. De distracție, cum testau înainte sticla laminată. Dar există și sticla antigloți. Deci o sticlă, secretul din folia respectivă. Și aici, asta e senzația. Chiar la Tour Eiffel, au un planșeu de sticlă, chiar la nivelul 1. Dacă mergeți, vizitați acolo, urcați să vedeți și să mergeți ce senzație este. Pare că na, calci pe aer, deci strămură toate cele. Și asta e senzația, deci așa se vede de pe podul din China. Ce voiam eu să proiectez este acum o balustradă de piscină. Totodată vă ziceam că sticla asta vine mai multe straturi. Și de exemplu în America, ei au un skydeck. Deci este în consolă la ultimul etaj, la un zgârie nor sticla și are mai multe straturi. Și au aplicat exact principiul foliilor de la telefon. Dacă vă tot uitați acum, cel puțin 200 telefoane în zonă la școala de vară, vedeți că mulți au folia spartă. Care e secretul? Folia de sticlă aplicată pe display este mult mai subțire și se poate sparge. Dar atunci se protejează interiorul, fiindcă prin spargere se consumă energia de impact. Exact ca la Formula 1. Deci mașinile Formula 1 sunt proiectate să facă țândări, bucățele mici, fibra aia de carbon, ca să consume energia de impact. Că de-aia după un impact la 300 la oră, șoferul se ridică și se șterge de praf față de o mașină clasică. Aici au aplicat același principiu. Deci au pus un strat de sacrificiu. Fiindcă ei scriu peste tot, nu veniți cu tocuri. Dar unii mai prind o pietricică pe unul din pantofi și de la impactul ăla e suficient. Deci sticla nu cedează unde e momentul maxim. Noi sticla când o calculăm, nu o putem asimila cu o grindă. Trebuie să o asimilăm cu o placă, să intrăm în domeniul elementelor finite, în teoria plăcilor, fiindcă orice concentrator de focuri poate conduce la distrugerea sticlei. Deci un toc e mult mai periculos decât un jeep sau o șenilă de tank. Pentru că contează foarte mult pe ce suprafață. Că presiunea este forță supra suprafață. La un toc e foarte mică suprafața, sigma-ul e mare și poate ceda. Și atunci asta ziceam că e un strat protector care cedează înainte. Celelalte au rolul de rezistență și așa îi mai îndepărtează peștea și asigură că nu o să cedeze stratul de bază. Deci cumva este proiectat să se întâmple în situația în care nu se ascultă regulile, că nici lor nu le convin. Însă asta e tema de azi. Tema de azi, vreau să proiectăm balustrada asta de sticlă, este în Mexic, în Guantanamo. Deci este o piscină, se aparcă din beton și zona asta, deși balustradele astea trebuie să țină presiunea hidrostatică, au o zonă de încastrare, dar nu e chiar încastrare, deci este un înveliș foarte moale din cauciuc, este o interfață. Niciodată nu se face transferul între material foarte rigid, cum e betonul sau oțelul, direct către sticlă, fiindcă pe zona aia apare o tensiune fenomenală și se sparge sticla. Mereu este un material moale care acceptă niște deformații și care are rolul de a uniformiza. Deci nu vreau să țin într-un colț sticla. Deci dacă vreau să sparg o sticlă, e foarte simplu, o lovesc ceva ascuțit. Dar ați văzut și la autobuze, există un mic ciocănel care are un vârf ascuțit și ăla sparge sticla. Deci orice sticlă se sparge cu o forță concentrată. Și aici e opusul, nu vrem să se spargă. Deci secretul aici este rezemarea aceasta care se face pe o zonă destul de mare. Dacă mie îmi punea cu adeziv fix la față sticla, îmi cedea în colțul ăsta. Și asta vreau să vă arăt că din calcul toată teoria asta ține. Deci o să modelez întâi balustrada de sticlă și apoi să vedeți condiția de margine cât de importantă e. Că pun direct sticlă beton sau că inserez sticla în beton. Și vedem ce diferențe apar din punct de vedere al tensiunilor. Și vă ziceam că dacă la metal poți să neglijezi niște tensiuni considerând niște plastificări locale și redistribuții, la sticlă nu am acest lux. Bun. Aici e deja un proiect încărcat, dar să facem de la zero. Deci se creează un proiect nou după ce ați instalat kit-ul.
Și aici se poate lucra pe oricare, pe asta implicită sau pe V16 și mai vechi, fără probleme. Și o să aleg întotdeauna general XYZ ca să fie un model spațial și pentru a avea elemente 2D. Deci vă ziceam că dacă puneți cadru XYZ, aveți doar bețe, stâlpi grinzi, contravântuiri. O să aleg altele, fiindcă e vorba de un alt material, adică este vorba de sticlă și încă nu e implicit, urmează, suntem negocieri cu știa să-l băgăm acolo direct sticlă să bifați, dar mai durează un pic. Până atunci, intru pe material puncte puncte și cel de-al doilea link de pe Facebook conține baza de date de materiale, care este un fișier de tip DB4, e un fișier de bază de date. O să deschid acel fișier și mi-apar diferite tipuri, sunt în limba engleză, de sticle. Și o să-i zic copiere totală. Asta e metoda foarte rudimentară pe care ar trebui să o faceți odată. Dacă o faceți un șablon, deci un proiect care are deja baza asta de sticlă, puteți începe mereu de la acel proiect, în loc de proiect nou. Și o să aleg din prima o sticlă mai bună în acest exemplu, o sticlă întărită termic de tip float glass. Deci voi alege heat strengthened float glass. Avem aici caracteristicile de material. Îi dăm OK și OK. Mesajul acela e legat de interfața știa, care e ușor mai limitată decât V16 și mai vechi. Și acum, ca să ne apară ceva legat de sticlă, în zona add-on-uri va apărea numai și numai după ce adaug un element 2D. Dar mai întâi să salvăm modelul. Ca nu vă să vă rețin mult de cursul Geo5, asta e încărcarea hidrostatică pe care am aplicat-o. Acum, la partea de combinații, nu pot să mă bazez pe astea automate în cazul ăsta lui Scia. Or fi bune în general, dar la apă mereu e problematic. Că la apă n-am coeficient de siguranță 1,5 sau 1,35, că apa e cât încape. Deci la proprietăți va trebui să dezactivez combinații automate după cod și o să fac combinații. O să fac o combinație liniară. Efectiv combinație liniară, adică de mână îmi zic eu coeficienții de siguranță și mă ajută în calibrarea metodei, adică fac calcul liniar și calcul neliniar și pot să văd diferențe. Balustrada asta e destul de scurtă, nu cred că apar diferențe pe liniar-neliniar, dar în alte situații apar. 1,5 împingerea din balustradă, iar împingerea hidrostatică cu 1, sau dacă vrei spunem un 1,05, în situația că, nu știu, pune mai multă apă, vine apa și sus, dar nu prea vine apa, fiindcă e principiul vaselor comunicante. Deci apa asta doar așa se ispu, s-o agite, să facă sloshing, dar sare pe afară dacă se întâmplă. Fiind principiul vaselor comunicante, nu ai cum apa aici să duce 2 metri și aici să rămână locului. Deci cumva apa e limitată la 1,80, putem pune 1, cu siguranță. Dar asta a fost motivul pentru care mi-am luat eu ipotezele sau le voi analiza individual, ca apa să nu aibă o încărcare mai mare. Și pot să fac și o combinație pentru SLS, în care le pun cu 1 pe toate. Și greutatea proprie, și împingerea, și cea hidrostatică. Eventual pe prima o numesc stare limită ultimă, SLU, și a doua SLS. Închid și merg în combinații neliniare. Este un alt tab aici. Îi zic nou din combinație, pot să preiau combinațiile liniare sau chiar la versiunea asta 19 le poate prelua pe cele care au dimensionat din combinația liniară să le facă și neliniare. Motivul pentru care nu avem un sistem automat de generare a combinațiilor neliniare este că durează mult mai mult un calcul neliniar la exemple complexe, numai aici. Bun. Cam astea au fost cele necesare. Deci am încărcări, am combinații, am rezemare. Trebuie să văd discretizarea pe care pot să o stabilez de aici din editare rețea. Discretizarea e importantă să fie cât mai fină, pentru că vreau să văd exact ce se întâmplă în puncte esențiale, cum ar fi noduri, sau dacă am o prindere spider, o concentrare de eforturi. Ca dimensionare, știa îi recomandă grosimea elementului.
Deci pot să-i zic aici un 0,3. De fapt 0,1 o să pun și o rafinare pe margini. E foarte subțire elementul. Eu momentan l-am pus de 3 cm, dar să vedeți că finalul nu o să iasă mult mai gros. O să iasă, ok, 5-6 cm o să iasă grosimea peretele. O să punem un 0,1. Iar dacă dorim să vedem ce am făcut și ce înseamnă acest 0,1, avem aici o țintă, sus, generare rețea. Bun, a și proiectat. Și ca să văd rețeaua din setări parametri pentru vizualizare, pot să-mi afișez rețeaua de element finit, afișare rețea, și mi-arată rețeaua. Ce se întâmplă? În momentul în care am concentrator, acum e cazul ideal, e doar balustradă, dar nu e modelul corect. Balustrada mea nu va ceda unde am moment maxim, ci unde am tensiune maximă. În modelul ăsta simplificat, eu nu țin cont de influența asta. Deci e valabilă ipoteza mea de calcul, e doar în câmp valabilă. Și nici în câmp tot se manifestă un pic prezența acestui rază. Eu vreau un pic de experiment să vă arăt ce înseamnă acum, dacă aș calcula-o individual cu un calcul de mână, dar apoi bagăm pereții de beton să vedem influența. Ca modelul deja făcut în varianta cu beton. Și ziceam că la partea de jos apar de obicei tensiuni mai mari din modelarea cu element finit și acolo pot discretiza local suplimentar cu funcția discretizare locală rețea. Și aici pot să-i zic o discretizare pe margine 2D să fie mai fină. Adică un 0,05 și indic muchiile. În general, muchiile ce interacționează cu alte muchii sunt mai relevante. O să apară ceva cu galben pe care îl putem scoate din setări parametri vizualizare diverse și punem în loc de randat fin. Și când apăs din nou pe generarea de noduri, mi-apare aici. Discretizarea asta se poate manuală, se poate face și în jurul nodurilor. Pot, de exemplu, în jurul acestor noduri, pe o rază de jumătate de metru, să am o discretizare mai fină. Adică am pus discretizare în jurul nodurilor și acum observați că s-a schimbat rețeaua de element finit. De ce am nevoie să fac jumbuș lucruri de astea? În momentul în care o să modelez un spider sau un picioruș, un concentrator de eforturi, ăla trebuie să tragă de cât mai multe elemente finite, că altfel apare o tensiune infinită pe o pătrățică de asta și care cedează. Dacă eu trag aici de o pânză de asta de paianjel care antrenează mai multe elemente, nu mai apare tensiunea aia ireală. Că altfel ar apărea că cedează sticla în zona asta și nu e o modelare chiar corect. Bun, mai mult am arătat ca tehnici, aici nu se întâmplă nimic, e doar o latură fixată, restul e liber. Problema ar apărea dacă pun o balama aici sau alt element. Să rulăm calculul. Vom bifa și analiză liniară și neliniară, iar la setări de avansat, e bine asta, Picard. Sunt mai multe metode de rezolvare a calculului neliniar. Deci calculul neliniar este un calcul în care numărul de necunoscute e mai mare decât numărul de ecuații. Și atunci se face iterativ, se aruncă niște valori și se testează până când se face o convergență a soluției. Durează mai mult și există șanse în unele situații să nu vă calculeze, să vă zică că structura e mecanism, zice instabilitate numerică și nu o calculează. Și atunci trebuie ori schimbată discretizarea, trebuie intervenit cumva. Hai dăm calcul și o să ruleze destul de repede. Face rapid o diagramă, forță de plasare și moment rotire, modelul e ultra banal, nu prea durează. Și în cazul de față e destul de simplu, am și modele unde chiar contează diferența între calcul liniar și neliniar, momentan deplasarea maximă e aceeași. Și acum putem merge în add-on-uri și aici vom găsi add-on-ul de sticlă. Sunt mai multe, sunt gândite cumva ca și pachetele, în sensul că verificarea tensiunii sticlă este pentru sticlă monostrat, în timp ce verificare sticlă laminată îmi permite să îmi facă convexia dintr-un sandwich de sticlă, deci foi de sticlă și folie, într-o sticlă monostrat echivalentă. Și atunci cu asta mergem, sticlă laminată, date 2D, și atașez niște date pe acest element. Și pe puncte-puncte intru în zona de date. Aici am descoperit că eu nu prea lucrat cu el în română, când s-a dezvoltat în engleză, mai sunt niște problemuțe de traducere. Deci pot să-i zic din nou ce tip de sticlă de asta, Heat Strength and Float Class. E o sticlă pretensionată. Aici suprafața nu este prelucrată, nu e polișată
Și aici e o condiție de producție, cum e produsă sau e sablată. Toate astea o să vă arăt, intră în coeficienții calculului de rezistență a sticlei, tipul de pretensionare, am zis că e prin încălzire, pe orizontală. Și apoi vine partea de încărcări. Și aici trebuie să-mi stabilesc o dominanță. Deci este un factor care, în funcție de durata încărcării, îmi aplică un coeficient rezistenței. În cazul de față, o să iau că domină încărcarea variabilă, care este o încărcare utilă. Deci o să-i zic că asta din pietoni, o să-i pun 1 și la celelalte 0. Cumva trebuie ponderat, adică dacă încă greutatea proprie mi-ar fi 1 kN și cea hidrostatică 20, atunci raportul ar fi 1 la 20, gen 19 pun la asta utilă și 1 la încărcarea respectivă. Deci e o proporționare dacă am mai multe cazuri de încărcare. În cazul de față vreau să lucrez cu încărcarea specifică apei. Mai avem lungime element. Programul o să-mi spună care este deformația admisibilă în funcție de tipul de element, dar fiind aplicat pe un element ferm, de ăsta oarecare, adică balustrada s-ar putea să aibă orice formă, nu neapărat liniară, nu știe înălțimea și o spun eu. Și acum muchiile, dacă exact muchiile extreme unde apar de obicei tensiuni mai mari, sunt prelucrate. Și în general sunt. Deci o să-i zic polished edges sau seamed edges. Seamed edges când sunt tăiate, polișate sunt și rotunjite. Deci dacă sunt teșite, seamed, nu știu de ce eu le-am tradus, dar m-am mai uitat odată, deci au apărut tot în engleză. Și abia aici este stratul, e zona în care construiesc. Zic ce fel de folie, asta o știu de la producător, în funcție de tipul de folie se calculează diferențiat grosimea echivalentă pentru un monostrat. O să aleg o folie bună de asta, ionoclast. Ăsta se lasă 0, așa e programat if-ul de acolo din spate. Și stabilesc straturile. Deci o să pun în primă instanță 3 foi de 10 de sticlă cu folie ionoplast. Îi dau salvare și închidere. Deci am schimbat atributele speciale ale acestui element. Și acum pot să-i rulez verificare. Verificare sticlă laminată, curent, din combinații, din SLU, de exemplu, și dau o actualizare. Bun, ăsta sigma echivalent nu prea ne interesează. Ca idee, sticla structurală se măsoară în tensiuni principale, în tensiuni tip sigma 1, sigma 2 și eu am pe fețe aici. Deci sigmele astea se pot vedea și din rezultate. Deci dacă mă ajute pe rezultate efort 3D, din combinația de încărcare și cu tot cu deformată, o să le văd și în felul acesta. Ce o să facă programul meu este să-mi compare tensiunile. Aici mi arată și pe fețe diferit. Deci așa se încovoaie de la presiunea sa hidrostatică și pot să văd cum se propagă tensiunea. Deci nu e chiar moment de consolă. Se vede că punctele astea se curbează, deci se schimbă tensiunile în zona de prindere. Acum, ca să o vedem mai pe românește, ține, nu ține, revenim pe donuri, verificare sticlă și aici pot să-i zic direct o verificare unitară și mai mult decât doar roșu nu ține, verde ține, asta e cam dură, mergem pe setări desen 2D și o să alegem loc de 3 culori izobande. Și atunci o să-mi dea mai scalat. Deci ce înseamnă verificare unitară? Este raportul între solicitare și capacitate. Asta trebuie să fie subunitar. Faptul că e supraunitar înseamnă că unde e peste 1, îmi cedează. Și e cumva normal aici, după presiunea sa hidrostatică, e o foaie de 3 cm. Dacă o mai mărim, pot să o măresc din. Să vedem și ce înseamnă Unity Check-ul ăsta, că nu e doar o culoare, ține, nu ține. Dacă punem pe previzualizare, exact cum ați văzut la celelalte materiale, din beton sau metal, am o previzualizare aici, văd sigma maxim FEGD, este capacitatea de calcul, e cam la o treime, tensiunea maximă înregistrată. Dacă ne ducem pe breviarul complet, o să vedem. Ok, selecția goală. Asta.
doar un element. Dacă mergem pe această variantă, atunci îmi apare ceva mai detaliat, deci cum s-a calculat grosimea echivalentă și îmi și spune, pentru tensiuni, dacă vreau să lucrez cu 3 foi de 10 mm, trebuie să utilizez grosimea efectivă a celui mai subțire strat, acest 24,5, este grosimea efectivă atunci când țin cont de calculul acesta. Deci îmi dă pentru fiecare strat, dacă aveam 10 straturi, îmi dădeam fiecare, dar trebuie ales pe cel mai subțire dintre ele. Îmi și descrie cum a fost alcătuit și îmi spune că nu e bun pentru verificare. Asta trebuie să apară în română. Nu știu de ce nu e tradusă. Și apoi cum s-a calculat rezistența sticlei. Și observăm că avem coeficientul ăsta K-mod, care ține cont de proporționarea acțiunilor. Acolo interveneam manual. Și când am vrut eu să lucrez cu acest 0,6, i-am pus 1 acolo, dar altfel trebuie ponderată cu nivelul încărcărilor. Deci proporționată cu nivelul încărcărilor. Și asta e relația de calcul a rezistenței sticlei. Deci K mod ține cont de proporția încărcărilor, KSP ține de tipul de suprafață, care e o suprafață obișnuită, nesablată. FGK este rezistența caracteristică, iar FBK minus FGK este pretensionarea sticlei, că e o sticlă pretensionată. Gamma MA este un coeficient de siguranță, gamma MV la fel, pentru pretensionare. Și apare relația cu tocul substituție fix ca normativul de sticlă, cum s-a evaluat încă rezistența de 23,3 MPa, faptul că steșite mochile mi afectează cu un 0,9 și atunci am FEGD, deci cu cât am rezistența ultimă, comparativ cu înfășurătoarea asta de sigma principale, am V3 și... Bun, până în alta o să fac mai gros, o să pun 5 straturi de 12, se schimbă direct de aici, 12. Și mai bifez straturi câte am nevoie, 1, 2, 3, 4. Cam atât are și cel de la London Bridge, că îi lăudau acolo, cum făceau reclamă să te urci pe el. Numai că avem nevoie să vedem ce zice programul. Deci eu chiar dacă am schimbat în eticheta sa și e folosit în determinarea capacității, aici nu se schimbe mai nimic, pentru că nu e chiar corect. Adică am grosimea echivalentă 40,7 calculată și îmi zice că nu e bun modelul, că nu am în realitate atât. Deci trebuie să schimb manual aici 40,7 și asta o să schimbe radical starea de tensiune. Și totodată vreau să schimb și la coeficientul ăla ca mod. Era mai bine să intru ca încărcare. O să las asta de balus specifică, de balustradă. Și acum rulăm din nou calculul, că dacă schimbăm grosimea, se schimbă distribuția de sigma. Deci mai scade factorile dacă e mai goros elementul și automat crește și capacitatea. Bun, e 1,34, fiindcă nu e schema corectă, că încă nu am interacționat cu perete. Deci primesc verdele ăsta, e confirmare că e bună grosimea adoptată că pentru determinarea de tensiune. O să apară în română, cum facem un update, o să apară și în română mesajul ăsta, că pentru grosime, să verific grosimea care e determinată aici, admisibilă în 40,2 mm, trebuie să adopt o altă grosime, adică acest 34,1, cam și acțiuni variabile. Acum, ca să nu vă mai rețin mult, vreau să vă arăt modelul un pic mai avansat a acestui element, în care țin cont și de interacțiunea cu pereții. Și acolo lucrurile sunt mult mai fericite, cel puțin pe capete. Deci cum am făcut modelul? E același model, doar că aici este așa numitul concept de subregiune. Adică în peretele din beton, în perete din beton, cei cu galben, am introdus o subregiune pe care am alcătuit-o tot din sticlă, i-am dat grosimea acestui panou, dar am avantajul că îmi face o distribuție mai bună cu margine. Deci dacă lăsam peretele să oprească în sticlă, aici mi-a apărut niște tensiuni extrem de mare pe punctul sus. Făcând o zonă de trecere, lucrurile sunt un pic mai așezate. Și să vedem cum arată verificarea unitară în acest model. Castrările sunt cam la fel, dar acum se ține și în perete. Add-on-uri și
La verificare sticlă laminată. Da, e un, nu știu, față de pește sau un omuleț cu un nas. Deci se văd niște mici zone de colțuri. Deci, mai la colțuri, mereu vor exista tensiuni în plus și, practic, acolo sunt. Da, nu știu, astea sunt urechile, ochii, nasul și gura, par un pic supărat, dar cam așa apar tensiunile din înfășurătoarea asta de presiune hidrostatică. Deci observăm că muchile astea ne-au ajutat. Deci am ajuns la un 0,86 față să lăsăm totul liber, dar a fost important și detaliul ăsta de prindere, care nu este chiar întâmplător. Deci rezemarea asta, bine, se putea face până jos. Deci zona asta nu e deloc întâmplătoare cât se ține în partea asta. Dar în orice caz, ele nu par foarte, par totuși mai groase de 5 cm cât le-au pus. Nu vă zice nimeni să mergeți la piele. Dacă vor economie, să facă din ce vor ei, din beton, din metal, din plastic, din ce vor. E vorba de senzația pe care o dă și eu zic că se pot valida. Noi ne-am făcut teste comparând cu rezultate din MEPLA, din diferite studii și fiind aceeași metodă de element finit implementată, avem aceleași rezultate. Deci, practic, solverul este cel al lui SCIA, care face calcul de determinare tensiuni. Ce face acest add-on este să determine capacitatea conform datelor de intrare și pe baza normativului și să-mi facă această verificare unitară.